Bună ziua, stimați telespectatori! Shalom, Iosef Wasserman! Bine te-am găsit, prietene! Stimați telespectatori, după cum ați dat seama, invitatul meu este un oaspete special, nu doar al meu, ci chiar al Iașului. De fapt, rabinul avocat Iosef Wasserman a venit la Iași pentru a aduce pacea. Salutul în limba ebraică, Shalom, de fapt asta și înseamnă. A adus pacea, iată, de 5 ani în continuu, prin inițierea și organizarea Marșului Vieții. Noi știm că marșul este întindere de pas dintr-un punct A într-un punct B. Marșul Vieții de unde și până unde ține? Marșul Vieții este din 1941 până mulți ani înainte, deoarece trebuie să fim foarte clari. Cine cunoaște trecutul poate construi un viitor mult mai bun. De aceea eu vreau să mulțumesc de la început că acest marș al vieții, într-adevăr, e inițiativa mea. Dar fără colaboratori nu se poate reuși. Omul trebuie să aibă ideea, dar trebuie să-și găsească oamenii adevărați care să poată colabora cu ei. Și de aceea, în acest an, am găsit încă colaboratori noi. Primul, trebuie să-i mulțumim primării și primarului. Cum se spune, un musafir nu o să intre într-o casă dacă stăpânul nu-i deschide ușa ca să intre. Eu am găsit de 5 ani o ușă deschisă în Iași, prin primar, și sunt foarte bucuros că a fost de acord Mihai Chirica de la început să colaboreze cu mine și să mă ajute din toate punctele de vedere ca noi să pregătim pentru generațiile de astăzi și viitoare să învețe și să cunoască paginile negre din istoria poporului român. Iosef, marșul vieții îl vom întâlni pe teritoriul comemorării pogromului. De ce ți-ai ales acest spațiu îndoliat și plin de durere? Marșul vieții, numai cuvântul lui Marșul vieții exprimă că noi trecem cu anii și deodată ne oprim și facem un fel de socoteală și ne întrebăm ce s-a întâmplat cu părinții noștri înainte de 78 de ani. Și de aceea noi l-am chemat Marșul Vieții și ideea nu e a mea. Ideea este de la Marșul Vieții de ani de zile în Polonia, când eu pentru prima oară am fost în fruntea unei delegații de ofițeri în pensionar, că deoarece eu astăzi sunt președintele pensionarilor de la armată din Ierusalim, capitala poporului evreu. Și când m-am întors, am văzut cum evreii s-au schimbat și toți israelenii s-au schimbat după o săptămână pe locurile în Auschwitz, în Polonia. Am spus, vreau să fac și eu un marș mic cu speranța că în fiecare an o să aducă încă turiști din toată lumea, nu numai din Israel, și mulți locuitori, studenți și elevi. Și prin acest marș de 2 ore și comemorarea la cimitir, eu cred că este cursul cel mai bun care se poate învăța în fiecare școală în România și în Israel. De aceea noi am ales ca să facem tocmai în cimitir, că în cimitir se află, cu toate că sunt gropi unite, toți evrei care au fost ucis pentru singura lor vină că sunt evrei, și noi vrem să ajungem acolo și să le spunem, nu vă uităm, noi nu știm unde e mormântul vostru particular, familiar, dar noi facem rugăciuni, aprindem lumânări, punem coroane, ca să vă spunem că totdeauna
o să vă ține minte pe viață și facem toate rugăciunile ca să spunem că cu toate că ei nu au mormânt particular, nu vedem fotografia, nu vedem numele, noi nu știm cine sunt acolo, dar noi pentru noi toți, părinții noștri, surorile noastre, ei sunt membri ai familiilor noastre și de aceea noi venim ca să facem rugăciunea în cimitir. Acum, marșul vieții, pentru că e o denumire care devine un leitmotiv a tot ceea ce înseamnă o închinare în viață pentru moartea care a venit. Acest marș al vieții este mai mult decât un imn închinat vieții? Nu cred. Vreau să vă să explic. Vreau să mă întreb încă o dată, n-am înțeles exact întrebarea, dar o să repetăm încă o dată bucata asta. Deci, de ce te-ai referit? Dacă marșul vieții este mai mult decât un imn închinat vieții, decât un cântec acum, închinat vieții. Acum, da. Nu. Marșul vieții nu este un imn al vieții. Marșul este un fel de alarmă care mă gândesc cum putem aduna oamenii. Că dacă aș fi putut aduna oamenii la cimitir să vină să asculte ce s-a întâmplat în 28, 29, 30, în curtea chesturii, ce s-a întâmplat în pogromurile din toată Moldova, n-aș fi trebuit să fac marșul vieții. Marșul vieții, precum v-am spus înainte, că eu l-am învățat și am luat un exemplu de la Polonia, e pentru ca să dau un fel de alarmă, spun, domnilor și doamnelor, evrei români, bătrâni, tineri, supraviețuitori, studenți, profesori, veniți să cunoaștem, că deoarece dacă nu ne vom cunoaște, noi trecem zile grele în timpurile în 2019, când încă s-o moară evrei, nu numai în Europa, dar și în America, în sâmbătă, în timpul sinagogii, pot fi teroriști, s-o moară bătrâni de 80 de ani, femei, copii, sau în Argentina. Și sincer îți spun, eu sunt mândru când vorbesc în Israel, în diferite locuri unde sunt invitat să vorbesc despre pogromurile din Iași, li spun că Iașul, în ochii mei, este un exemplu pozitiv, nu numai pentru România. Tu spui că vorbind despre lucruri de mult trăite, nu faci altceva decât să înveți oamenii să nu mai repete greșelile acestea? Exact. Sunt două puncte. Ăsta este un punct, că deoarece trebuie să fie clar, dacă nu te pregătești, nu pregătești lumea să se păzească un copil, dacă nu-l înveți cum să treacă drumul, să fii sigur că ajunge cu sănătate în viață pe drumul celălalt, se pot întâmpla multe accidente. Dacă noi nu vom arăta ce s-a întâmplat când au fost oameni poate foarte deștepți, politicieni, au fost conducători, primari, dar pune la o parte filozofia, știința cu faptele. La noi, în Biblie, un om deștept nu-i numai ăla care e doctor sau știe, omul care are fapte bune, pozitive, dar Germania ne-a învățat că nu este o legătură între știință și fapte. Poți să fii profesor, poți să fii doctor și în același timp să omor femei, bătrâni și copii fără niciun motiv. Da. Acum, noi oricum mergem prin viață spre moarte, dar nu este totul cum ajungem la moarte. Noi, cum la noi este scris, noi am ieșit din pământ și noi ne întoarcem la pământ. Viața e un dar al Dumnezeului, că sufletul și inima nu ne aparține nouă. Aparține Dumnezeului ca om credincios și toți credincioșii trebuie să creadă. Dumnezeu ne-a trimis în lumea asta să avem un rol. Fiecare om care ajunge are rolul lui. Depinde de cum face rolul. Când el se întoarce,
dacă aș putea da un exemplu, viața asta poate fi ca un coridor, să spune, care intri într-un salon. Este ulița, da, care intri. Coridor, ai spus. Coridor. Da. Atunci viața asta e un coridor pentru mine. În coridorul ăsta poți să leși lucrurile și hainele murdare și să intri curat la salon. Poți să intri direct cu cizmele și cu hainele murdare direct la salon. Când ajungi la salon, te întorci la adevăratul stăpân al lumii, al Dumnezeului. Și de aceea noi nu trebuie să avem frică de moarte, noi trebuie să ne pregătim, să știm numai că Tatăl cere de la noi o purtare. O purtare, ți-am dat totul ce vrei, eu continuu să-ți dau ce vrei, sănătate, succes, bani, totul, dar folosește-te corect față de oameni, față de lume, ca să poți să te primesc înapoi precum te-am scos pe lumii un copil care-i curat, fără nicio vină. Acum, este deja cunoscută înțelepciunea rabinică și rabin fiind, îmi permis să te întreb dacă moartea este un dar sau o pedeapsă. Încă o dată, moartea depinde de viață. Dacă omul trăiește o viață bună, e un dar. Deoarece este scris, din pământ te-ai născut, în pământ ajungi. Și pentru asta noi trebuie să spunem, noi totdeauna când vin la mine cazuri grele, domnule rabin, mama e foarte bolnavă, tata, eu totdeauna rog ca Dumnezeu să facă cu oamenii ceea ce este cel mai bun pentru oameni. Cine știe ce este cel mai bun pentru oameni? Este Dumnezeu. Și de aceea rugămintea adevărată este nu ce vrea copilul, nepotul, doctorul, vecinul, doar Dumnezeu știe. Câteodată trebuie, dacă suferim prea mult în viață, să nu ne rugăm să trăim mai mult. Să rugăm să nu suferim. De multe ori eu spun, nu, a ajuns timpul că nu trebuie făcut rugăciuni. Că Dumnezeu așteaptă pe noi să ajungem înapoi de unde am ajuns. Eu am fost anul trecut sau acum 2 ani în Israel la o lansare de carte. De fapt au fost mai multe lansări de carte pe parcursul mai multor ani. Și mi-am dat seama că cuvântul moarte din titlul unei cărți îngrozește. De exemplu, această moarte care mă învie, o titlul unei cărți, sau despre moarte cu dragoste. Foarte mulți conaționali ai tăi au refuzat cartea și mi-au spus de ce să vorbim despre moarte. Uite, sper că întrebarea care e părerea mea despre asta. Da, da. Sigur, ești rabin, doar. Da. Uite, vreau să spun încă o dată. Eu, într-adevăr, propun, sunt lucruri care nu toată lumea poate învăța. Nu toată lumea poate înțelege. Dacă ai fost ieri împreună cu sute de oameni la cimitir, da, prima parte am încheiat-o Anima amin be'emunashle ma be'viata mashiach pa'af al pisher itmamea im kolzeach akelo. Eu am cântat că noi îl așteptăm pe Mesiah. Când el o să fie, toată lumea o să învie. O să învie. Și asta noi e rugămintea cea mai mare. Atunci noi putem să întâlnim pe toți care au murit, au fost ucis. Și când am cântat acest cântec, acum tot simt, m-am emoționat, deoarece am stat și m-am gândit cum o să fie acea zi fericită și veselă când 14.000 de evrei care au fost ucis o să ridice în picioare împreună cu toți morții. Asta e rugăciunii care eu totdeauna termin partea de comemorare și spunem lui Dumnezeu, avem răbdare. Cu toate că nu a ajuns timpul, așteptăm în fiecare zi. Deci în acțiunea biblică, moartea nu este un punct terminus. Nu. Este un punct intermediar spre exact, spre timpul când toți
spre reînviere. Înviere, exact. Și acolo putem vorbi din Sfânta Mare, nu toți automatic primesc premiul ăsta. Da. Înțelegi? Ca și la școală, ca să primești premiul, trebuie să faci ceva. Trebuie să faci, trebuie să ai dovezi. Într-adevăr, totdeauna noi, când văd un copil foarte reușit, mă gândesc, noi credem în că un om moare și unul vine și îl înlocuiește. Și totdeauna mă gândesc, în numele cui el acum a ajuns pe viață, bunicului, străbunicului, și vedem că generațiile continuă drumurile de la străbunicii noștri. Și pentru asta noi credem, dacă vrei să auzi un lucru frumos, acum mi-aduc aminte, înainte de sărbători să faci la noi pocăință. Și erau doi prieteni foarte buni, care toată viața au fost prieteni și au făcut toate păcatele din lume. Nu vreau să dau idei care-s păcatele. Dar în ultimul timp, când a ajuns timpul să meargă pe lumea adevărată, să vede că unul a intrat la locul bun, la rai, sau cum se spune, la locul, rai. La rai, da. Și celălalt a intrat la... În iad. La iad. Iad. Și ăla care a intrat la locul nu bun, în iad, îl vede pe prietenul lui din rai. Din rai. Și spune, domnule, și aici este mafia, și aici este, și întreabă, de ce, care e problema? Spune, domnule, dar ăsta e prietenul meu, 80 de ani, am făcut toate păcatele care se poate face împreună, și uite eu acum aici, de ce el e acolo în rad? Îi spune, băiatule, un lucru tu nu știi. În ultimul an de viață a făcut pocăință. Și la noi în Biblie spune că dacă un om face pocăință, toate lucrurile rele sunt iertate. Fac din minus plus. Da. Înseamnă că el devine un om sfânt. Și el spune, bine, domnule, dacă știu așa, trimite-mă acum încă o dată și am să fac și eu. Cine are cap, ca și la noi sâmbătă la religioși, cine vrea să mănânci sâmbătă, pregătește mâncarea de vineri. Că dacă nu pregătești, n-ai ce mânca sâmbătă. Și la fel pentru asta, tot să scol, dar depinde de unde ajunge aici. Da. Ce ai cântat? Te-am auzit cântând. Uite, drumul e un drum ușor, nu e așa de greu, dar sunt bătrâni. Am avut acolo supraviețuitori din 90 de ani care au fost între mine. Și ca să simt mai mult căldura, am cântat cântecul care noi totdeauna îl cântăm. La noi numele lui Dumnezeu e pace. M-ai primit astăzi cu cuvântul Shalom, pace. Și atunci am spus, am cântat cântecul care noi îl cântăm totdeauna în Israel. Dacă vrei, pot să-ți arăt un exemplu. Te rog, păi de asta ți-am spus. Evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Înainte cu câțiva ani, văd că cânt și toți prietenii mei, primarul, perfectul, toți, tac, am spus, domnule, nu se poate așa ceva. Eu să cânt și băi să... Și da, de la Dumnezeu mi-a spus, fă o traducere pe loc. Și nu-i traduceri profesional, dar am făcut-o. Aducem pace în România, aducem pace în România, aducem pace în România, aducem pace, pace, pace în România. Asta tot un exemplu ca toată lumea să știe. Și ce ai făcut cu steagul ăsta? Cu steagul ăsta, dacă vrei să-ți arăt, noi totdeauna căutăm simbol ca să arătăm legătura între ambele popoare. Că noi trebuie să construim un pod de dragoste și prietenie. Marșul Veții numai un pas spre viitor bun ambilor popoare și ambilor țări. Și e un pas care acum ne duce într-o pauză de publicitate, după care vom reveni în direct. Atunci, cu steagul ăsta facem pauză.